911 Turbo S, 650 de cai putere. E foarte brutal, o să vedeți. Salut, eu sunt Sheri și am așteptat de foarte, foarte, foarte mult timp ziua asta. Mă simt ca un copil în ajunul Crăciunului. Acum 4 ani de zile, aproape 4 ani de zile, noiembrie 2019, mi-am cumpărat prima mașină din viața mea și am postat atunci un videoclip, eram tot aici, Plus Auto, se numea Mi-am cumpărat mașina visurilor mele. Dar visurile se schimbă, știți cum e? Și astăzi mi-a ajuns cea de-a doua mașină din viața mea, a doua mașină pe care am cumpărat-o, mașina visurilor mele, evident, la fel ca prima. O să-l invit în cadru pe domnul Daniel de la Plus Auto. Salut, salut, Daniel! Salut, bine ai venit pe la noi! Nu vreau să vă spun nimic înainte să dăm această copertină jos. Probabil că știți deja din titlu ce se află sub. Hai să dăm! Mama mea cum arată! Băi, ești nebun! Acesta, dragi prieteni, este un Porsche 911 Turbo S, model 992, dezvoltă 650 de cai putere și ce să vă mai spun, sunt ca un copil mic în ajunul Crăciunului, sunt extraordinar de fericit. E foarte frumoasă culoarea exterioară și am văzut o grămadă de chestii, adică am văzut o grămadă de Turbo S-uri, inclusiv cel pe care îl avem noi în showroom, dar verdele ăsta nu prea l-am văzut deloc, da, sincer. Da, culoarea exterioară se numește Aventurine Green, este un verde foarte închis la culoare și într-adevăr arată superb pe mașină. Jantele arată iarăși superb. Jantele din spate sunt mai mari decât cele din față. Sunt pe 21 în spate, dacă nu mă înșel, și pe 20 în față. Și desigur are elementele definitorii ale Turbo S-ului, care nu se găsesc pe un Porsche normal. Și anume spoilerul. Spoiler sau eleron? Eleron. Care arată superb. Gurile de aerisire de pe lateral, care iarăși sunt chestii care se găsesc doar pe Turbo S. Am luat-o din Germania. Am luat-o cu vreo 8000 de kilometri, deci e aproape nou-nouță. Ce e important de spus chiar legat de treaba asta e că am observat un lucru după ce am adus-o aici, mai exact faptul că are folie PPF pe toată mașina și are și ceramic coating, ceea ce e foarte bine pentru tine, că na. Bombă! Eu mi-am închiriat un Porsche Turbo, nu Turbo S, în Italia. A fost primul meu contact cu această mașină și am zis, dom'le, trebuie să închiriez întâi o mașină, înainte să mi-o cumpăr, pentru că eu înainte de asta nu mai condusesem niciun 911, niciun Porsche și habar n-aveam la ce să mă aștept. Pot să vă spun așa, mașina e foarte confortabilă față de alte mașini exotice, super sport. Mașina asta fuge și mașina asta bate foarte multe mașini într-o liniuță și o să vedeți în videoclipul ăsta pentru că o să mergem la adâncata după ce ieșim cu mașina de aici. Mamă, e surpriza asta, nu mă aștepta la treaba. Mergem la adâncata și o să facem concurs cu un Ferrari și cu o Tesla, să vedem dacă rebate. Deci eu din prima zi cum am luat mașina o să-i dau un frate, gură, n-am nicio mică. Frate, îți pare și urmă. Ți-ai luat o mașină cu 650 de cai. Asta este clasicul a Porsche, dintotdeauna a avut contactul aici și hai să vedem. Vreau să te întreb o chestie acum, cum ți se pare schimbătorul ăsta față de schimbătorul vechi? Care știi, era, mi se părea că era mai masculin, mă, așa. Nici nu știu cum era schimbătorul vechi. Eu știu doar schimbătorul nou. Da, e un schimbător drăguț, arată foarte mișto interiorul, volanul este din Alcantara. De aici schimbi modul de condus Sport, Sport Plus și ai o funcție foarte mișto care se numește Sport Response, în sensul în care, dacă tu, spre exemplu, vrei să mergi normal, mergi în normal, nu mergi în sport și vrei să faci o depășire și ai nevoie doar de un pic de putere atunci când faci depășirea, poți pur și simplu să apeși pe Sport Response. Sau chiar și dacă ești în Sport Plus, dar nu vrei să iei motorul prin surprindere, să zic așa, să o carci direct, îi dai întâi Sport Response și după aia o carci. Părea că mult mai bine pentru că deja duce motorul niște ture mai mari, știi? Ca și cum i-ai dai inferioare. Cred că poți să oprești, nu? Zic și eu. Spațiul nu este totuși atât de mic. În portbagajul din față încape cam un troller mic și un ghiozdan. Nu mai mult de atât, dar e totuși suficient. În schimb, în spate, ai ceva spațiu să pui bagaje și spun bagaje pentru că un om nu prea are cum să stea în spate. Adică e foarte greu pentru un om să stea comod în spate. Și mai are o chestie interesantă. Poți să rabatezi scaunele spate ca să ai un pic și mai mult spațiu de depozitare. Și practic ai și toată partea asta din spate unde poți depozita lucruri. Dar, hei, dacă ești foarte scund, dacă ești pain, spre exemplu, poți să stai bine în mașina asta. Mașina e dotată și cu Sport Chrono, acest ceas din mijloc care îți contorizează dacă vrei să vezi cât timp scos pe circuit. Și ce să vă mai spun în rest, are trapă, panoramic, trapa se deschide cât de cât, nu se deschide foarte mult, uite, o să vă și arăt cam cât se deschide trapa. Cam atâta se dă trapa în spate, e suficient să respiri un pic de aer. O altă opțiune pe care o am, care nu e o opțiune standard, este această opțiune de lift. Foarte, foarte utilă dacă intri în garaje care au rampe abrupte sau dacă trebuie să urci pe chestii mai abrupte.
După cum vedeți, fața mașinii, puntea față, se ridică un pic ca să nu atingi în momentul în care te urci sau te cobori într-o rampă abruptă. Mașina chiar te întreabă dacă vrei să salvezi, pe exemplu, uite, dacă eu mă ridic aici, te întreabă dacă vrei să dai save la locația asta, încât în viitor, uite, save smart lift. Dacă, spre exemplu, tu în garajul de la tine de acasă ai o rampă abruptă, mașina poate să țină minte și fără să mai apeși tu, mereu atunci când ajungi în garajul respectiv, ea se ridică un pic ca să nu atingă, ceea ce e o funcție binevenită. Are CarPlay, evident, wireless. Butonul ăsta este pentru evacuare și puteți auzi diferența în momentul în care dai pe evacuarea sport. Se aude mult mai agresiv mașina, dar e tare că are opțiunea. De asemenea, ăsta este butonul pentru suspensie sport și ăsta e butonul morții, să-i spunem așa, ferească Dumnezeu. Ăsta e butonul de pe care poți să oprești, să dai ESP-ul în sport, adică cumva un pic limitat, sau să dai ESP-ul complet off. Acum toate sistemele mașinii de control sunt off și mașina e mult mai periculoasă, evident, dar nu vrem asta, noi o să-l ținem on. Ai de asemenea încălzire în scaune, ceea ce e o funcție binevenită, și de asemenea încălzire și în volan, asta e o altă opțiune pe care am pus-o. Ce să vă mai spun, e o mașină superbă din toate punctele de vedere, mi se pare intersecția perfectă între confort și super sport. E o mașină exotică care, în primul rând, e foarte elegantă, mi se pare că e mult mai elegantă decât un Lamborghini, spre exemplu, și nu știu, mult mai frumoasă pentru gustul meu, evident, gusturile nu se dispută și nu se discută, dar de asemenea mașina asta e o bestie pe circuit și pe șosea. Pleacă incredibil de bine, e foarte brutală, o să vedeți. Mă aflu aici și cu Dragoș, e consultant vânzări, și Dragoș este cel care s-a ocupat de mașina mea. Eu cu el am vorbit, împreună am ales mașina. Cât de greu a fost pentru tine cu Porsche-ul ăsta? Că știu că erau foarte puține puse în vânzare. Păi n-a fost o sarcină tocmai ușoară, ținând cont și de faptul că ai vrut o listă destul de consistentă de dotării care ar fi trebuit să fie pe mașină. Am plecat de la, în primul rând, de la motorizare și model, așa cum am discutat, și criteriul imediat următor a fost o culoare care să iasă din tipare. Da, și vă explic și de ce, scuze că te întrerup, pentru că eu nu vreau, cel puțin într-un an, doi de zile, nu vreau să mă ating de mașina asta, nu vreau să mă apuc să o corantez, să-i fac eu modificări. Am căutat să am o mașină care, așa cum o primesc, să fie perfectă și să-mi placă exact așa cum e. Nu să mă apuc să o corantez, să-i fac tot felul de chestii, pentru că mi se pare că deja de la un punct încolo, când vorbești de o mașină cum e asta și atât de elegantă și atât de frumoasă, n-are sens să te mai pui tu să-i faci modificări, mi se pare că mai mult urâțe, și de-aia am căutat o culoare exterioară care să fie din start țipră și mai rar întâlnită decât altele. Am uitat și după un rulaj mic ca să conserv valoarea mașinii la revânzare. M-am uitat de asemenea ca mașina să aibă un sistem audio și un interior care să fie în acord cu exteriorul. Roțile, într-adevăr, au contat și ele foarte mult, și în momentul când am luat decizia de a-ți trimite mașina asta, m-am uitat și la seriozitatea dealerului de acolo. Am căutat un dealer care să nu prezinte surprize neplăcute după livrare. O chestie foarte tare pe care Dragoș a făcut-o și la care eu, sincer, nici nu m-aș fi gândit să o fac, de asta îmi place foarte mult de ieri și de toți cei din echipa Plus Auto. Mașina asta, fiind anul 2021, practic îi venea timpul să îi se facă revizia. Revizia se face la număr de ani, la timp, nu neapărat la kilometri. Și atunci ai zis, băi, hai să facem revizia în Germania, unde se face și un pic mai ieftin și ai și mai multă încredere în profesioniștii nemți de acolo. Și întâi se face revizia și după aia s-o aducem. Și practic mi-a adus mașina cu revizia gata făcută, la un preț mai mic decât ar fi revizia făcută în România. Chestia la care eu nici măcar nu m-aș fi gândit dacă era să-mi iau singur mașina asta. Bun, fraților, și acum plecăm cu mașina de la Plus. Știu că v-am mai zis și că mă repet, dar sunt mega, mega happy. Mega, mega happy cu mașina. O să ridic puntea față ca să mă asigur că nu lovesc nimic. Măcar așa, primele zile, să fiu și eu cât mai grijuriu cu ea posibil. Asta o să fie mașina mea daily driver. Adică, deși v-am zis că nu vând CRS-ul, sau poate, nu știu, în 6, 7, 8 luni o să-l vând și o să iau o altă mașină care să înlocuiască rolul pe care CRS-ul are, și anume mașină care să aibă 4 locuri în care să încapă bagaje. Deși v-am zis că nu-l vând, asta o să fie mașina pe care eu o să o conduc zilnic. Pentru că este genul de mașină pe care o să o poți conduce și zilnic, nu este mașină doar de weekend. Și i-am dat CRS-ul rus mără să se bucure ea de el. Când o să mai am nevoie, nu știu, să car foarte multe echipamente, o să-l iau eu și ea o să ia Porsche-ul, ceea ce sunt convins că o să o bucure. Fraților, e o zi specială pentru mine. Abia aștept să văd cum merge mașina asta și cât de brutală e, însă nu vreau să fac testul ăsta pe șosere, vreau să-l fac pe circuit la adâncata. Până una alta o să mergem frumos, civilizat. Momentan aflăm în modul Sport Plus și modul Sport Plus îți ridică eleronul pe spate. De asemenea, în partea de jos a mașinii se coboară un rip de cauciuc ca să o ajute la aerodinamică. Dacă te duci în modul normal, spoilerul se coboară, se ridică acel cauciuc. O chestie foarte importantă la mașina asta e faptul că are frâne ceramice. E bine, frânele astea sunt foarte bune, dar frânele astea, ca să funcționeze la capacitate, trebuie să fie un pic încălzite. Deci nu poți
cum ai porni mașina, să-i dai tarpă, să te aștepți că frânele o să te asculte foarte bine. La fel și cu cauciucurile, dacă nu mergi un pic înainte, nu știu, 5-10 minute, nu e recomandat absolut deloc să-i dai tarpă imediat cum ai plecat cu mașina, pentru că o să fugă de c***. Și în general vreau să fiu foarte, foarte grijuliu cu mașina asta, pentru că e o mașină sport, e o mașină foarte brutală și vreau cât timp o am să fie un timp lipsit de incidente, sincer vă zic, adică vreau să învăț din greșelile mele pe care am avut cu CRS-ul și vreau să fiu mega, mega grijuliu cu ea. Când o vând, vreau să n-aibă nicio zgârietură, să n-aibă nimic, chiar o să am super grijă de ea, pentru că o iubesc, fraților, jur. În primul rând simt că mă reprezintă mașina, în al doilea rând n-a fost deloc ieftină, vreau să am mare, mare, mare grijă de ea, chiar e o bijuterie. Înainte să aleg să-mi iau 911, am trecut prin foarte, foarte multe opțiuni de mașină. Iar gândul meu era să iau o mașină care să înlocuiască CRS-ul, deci nu o mașină care să vină lângă CRS, ci una care să înlocuiască. Și m-am gândit la mai multe variante. M-am gândit la G63. Problema la G63 e că prețul a luat-o complet razna cu G63-ul 1 și 2 la mână. Frate, în sectorul 1 pe unde mă învârt eu, o grămadă de lume are G63, deci efectiv, jur, zici că s-au dat pe gratis G-urile. Foarte multă lume are G-uri și aia care au și-au luat cu 140-150 de mii și acum sub 200 de mii n-o găsești. Și cumva, practic de asta nu-mi iau G, că sunt fraier cum ar veni, adică o iau și mai scump și deja șmecheria era să o ai de mult, acum nu mai e șmecherie să o ai. Și așa a picat opțiunea de G, fraților. Următoarea opțiune am zis, bă, hai să-mi iau un S, să înlocuiască CRS-ul, ce are cel mai confortabil și mai șmecher sedan posibil, S-Class-ul. Haide să-mi iau un S580. Doar că și S-ul ăsta m-am gândit, m-am sucit, băi, parcă prea nu e de vârsta mea. Nu e de vârsta mea, sincer, vă zic, uite, am văzut și la Gami că și-a luat S, mă rog, și-a luat S-ul un pic mai vechius, dar nu contează, tot aceeași chestie e. Bă, parcă nu e pentru vârsta lui, parcă părerea mea, acum, na, fiecare om îți dai seama, are gusturile lui, se bucură de mașina lui, dar parcă nu e pentru gustul meu S-ul. Mergând și mai departe, m-am gândit să-mi iau GRE, GRE Coupe, îmi plăcea foarte mult, dar am zis, bă, are deja Dorian GRE Coupe. Și atunci am zis, bă, știi ceva, 911, frate, e pentru vârsta mea. Dacă nu-mi iau acum mașina asta la vârsta pe care o am, cred că acum am stă cel mai bine în ea, adică nu o să-mi stă la fel de bine în mașina asta poate la 30 de ani. Și așa am ajuns să-mi iau mașina asta, consider că a fost decizia bună pentru mine. Mă bucur mult de ea, e o dată pe munca mea, pe meritul meu și mă bucur din tot sufletul de bijuteria asta de mașină, vă zic sincer. Bun, și acum să vedem cum se comportă mașina și când o carci. Mergem cu Sport Response. Da, mă, da! Mamă, instant ne-am dus. Instant ne-am dus. Instant a fost. Mai vreau o dată. Mai vreau să-i mai dau o dată. Da, mă, da! Da, mă, da! E, și acum a venit momentul adevărului, fraților. Urmează să comparăm aceste trei superbități de mașini. Aici avem mașina mea, 911 Turbo S, 650 de cai putere, motor de 3,8 litri. În teorie are 100 în... Nu vă zic în cât are suta, o să vedem real în cât are suta. În partea din dreapta avem, dragi prieteni, pe Andy Popescu, aplauze pentru el, și a sa Tesla Model S. Salut, Andy, ce ne poți spune despre mașina aceasta? Este modelul vechi, atenție, nu este modelul nou care are peste 1000 de cai. Este foarte, foarte grea, a ta probabil are 1,5 tone, asta are 2,5 tone, deci okay. E ca și când aș avea un Logan. Ok. Peste tine, deci practic sunt două mașini. Bun. Are cam 770 de cai putere, doar că tu, de exemplu, ai 650 de cai putere doar în turație maximă. Când pleci de pe loc, ai tu probabil... ai pe toți. Da. E ca și când ar fi în redline mereu. Dar eu o să plec din launch control, deci o să am și eu niște ture frumoase acolo. Doar că la semafor 99% din cazuri nu pleci în launch control. Am înțeles. El tot încearcă, vedeți, să, să crească valoarea mașinii. Hai să vedem totuși în launch control cum Sigur. O să stea lucrurile. În partea din stânga, dragi prieteni, mă rog, dreapta mea, stânga, cum vă uitați voi, avem acest absolut superb Ferrari F8 Spider. Acest Ferrari are un motor de 3.9 litri V8 care dezvoltă 710 cai putere. Motorul este twin turbocharged, deci are două turbochargere și de asemenea e o mașină care arată deosebit de frumos, arată senzațional mașina aceasta. Mi se pare, după părerea mea, că este cea mai frumoasă dintre toate cele trei, dar hei, asta este o chestiune de gust. E de asemenea cam cu 70-80 de mii de euro mai scumpă decât Porsche-ul meu. Acest Ferrari cred că se vinde cu undeva 310-320 mii de euro, ceva de genul. Tesla cam cât costă, Andy? Având în vedere că e modelul vechi, aș zice undeva, e cea mai ieftină, undeva la 50-60 de mii de euro. 60 de mii de euro ar fi această Tesla. Eu pe a mea am dat 200 de mii plus TVA, deci un 241-42 de mii. Și aici vorbim de un 310-320 cu tot cu TVA. Acestea fiind spuse, dragi prieteni, hai să vedem care ajunge prima la 100 de kilometri. Gata, băieți, cursa cea mare, toată lumea e ok? Speranța mea este să îi putem prinde până în 400 de metri, până în sfertul de milă. Clar, la plecarea de pe loc o să plece un pic mai repede decât mine, dar sperăm să-i prindem. Haide, băi!
Vă sun eu, băieți. Greu, greu, pentru că nu avem tracțiune integrală, au plecat foarte repede. Mamă, cred că băieții m-au văzut spatele în toată, în toată splendoarea lui. Mamă, hai să mai facem o tură, să vedem. Poate totuși a fost un... Poate am plecat eu înainte sau cine știe. Hai să vedem. Speram să-i pot prinde, dar momentan la primul launch nu a fost cazul. Adică Tesla și Porsche au plecat instantaneu de pe loc, în timp ce Ferrari-ul F8 s-a chinuit foarte mult să aibă un pic de tracțiune. Nu a fost gripul necesar, astfel încât să putem pleca cu toți cei 710 cai. În schimb, mergând, după odată ce am plecat de pe loc și tracțiunea n-a mai fost o problemă, s-a văzut clar că îi apropiam. Cel puțin Tesla lui Andy Popescu a fost destul de lentă odată ce am ajuns pe la o viteză de 120 de km la oră. Cum e, bossul? A? E foarte tare! Te pup! Bă, a furat startul, Tesla, mă! A furat startul! A furat startul! Dar! Te-am pupat, Andy Popescu! Te pup! Te sun eu, Andy! Te sun eu! A fost mult mai aproape, Andy chiar a furat un pic startul, sau Tesla a plecat incredibil de bine. Bă, Andy Popescu a luat-o în față și tot eu, mă? Ce aveți, mă, băieți? Băi, dar e plăcere să dai un round și control în mașina asta. E o plăcere să mergi pe circuit cu mașina asta, ceva de speriat. Mașina asta e foarte rapidă, adică odată ce ne punem în mișcare, frate, accelerează și îi prindem, îi apropiem, dar n-avem launch-ul ăla inițial, pentru că celelalte două mașini sunt tracțiune integrală, deci e mult mai greu să plecăm la fel de bine ca ei. Din cauza faptului că puterea motorului de pe Turbo S este distribuită și pe roțile din față și pe cele din spate, iar puterea motoarelor de Tesla clar se duc la toate cele patru. Haide mă tată, mă. Andy a plecat un pic mai devreme, dar fratele vostru a trecut bine. Are o tonă mai puțin și de 4 ori mai scumpă. Și nici măcar n-am băgat la un control. O să zic că și el că a băgat scuze, dar ăsta sunt niște chestii adevărate. Și acum continuăm tot circuitul ăsta frumos. Pe apusul ăsta frumos, mamă, mă simt cam Top Gear, ești nebun la cap. Așa bine mă simt. Am fost la fix o mașină în spatele 911 Turbo S condus de Shelly, iar cam în paralel cu Andy Popescu. Ce frumos se vede și Ferrari-ul. E superb, fraților, și acel Ferrari F8 Spider e minunată mașina, minunată, absolut minunată. Fraților, ăsta am fost eu, ăsta a fost vlogul cu noua mea mașină. Nu fac des un astfel de vlog, dar nu pot să nu mă bucur, fraților, că am ocazia să vă arăt această superbitate de mașină. Hai să vedem cum pleacă și din mers. Da, mă, da! 171, 189, 200! Instant! Îi mulțumim foarte mult celor de la Motorpark Adâncata, dați-le un follow pe Instagram, pentru că mereu au fost super de treabă cu noi și ne-au lăsat să filmăm aici pe circuit. Vă mulțumesc că ați urmărit și ca întotdeauna, dar deoarece acest episod e aproape filmat, v-aș vrea să dați un mare pun butonului de like, să-i dați un share pe story, pentru că mă ajută tare, tare mult. Dacă încă n-ați făcut-o, să vă abonați. Eu m-am dus! Pa!